În șantierul naval Damen Galați a avut loc vineri 30 iunie lansarea la apă a primei nave multirol de căutare și salvare pe mare destinată Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, IGSU. În valoare de peste 20,3 milioane de euro, nava este prima dintr-o serie de două ce vor intra în dotarea IGSU și este capabilă să execute misiuni dintre cele mai dificile pe Marea Neagră. La evenimentul de lansare a navei la apă au fost prezenți vicepremierul Cătălin Predoiu, care este și ministrul afacerilor interne, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, manager ai grupului Damen, precum și reprezentanți ai administrației publice locale sau ai instituțiilor de concentrate care au legătură cu activitatea IGSU. Contractul pentru achiziția celor două nave destinate IGSU a fost semnat între Ministerul Afacerilor Interne, Departamentul pentru Situații de Urgență și reprezentanții grupului Damen în anul 2022. Achiziția este finanțată din fonduri europene prin programul operațional Infrastructură Mare și are valoarea totală de aproximativ 44 de milioane de euro. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a salutat revenirea pompierilor români în Marea Neagră după o pauză de aproape 50 de ani. Spun că să se întoarcă pe apă pentru că cândva, până la mijlocul sau sfârșitul anilor 80, pompierii au avut vase de intervenție la Marea Neagră și care au fost, după asta, casate, oprite din vari motive. La acest moment avem două nave care sunt pregătite. Astăzi vom vedea lansarea primei, care este destinată în principal misiunilor de căutare-salvare și care are inclusiv componentă medicală și care are și alte componente care vor fi explicate, bineînțeles, de intervenție, inclusiv o navă mai mică care permite intervenție mai rapidă în caz de salvare din apa oamenilor și, bineînțeles, ele vor veni într-un concept integrat de intervenție și cu elicopterele care vor veni și, bineînțeles, cu alte structuri, cum ar fi colegii de la Poliția de Frontieră. Cele două nave destinate IGSU au la bază designul Damen Stern Patrol Vessel, unul dintre cele mai complexe și performante modele elaborate și construite în șantierul naval din Galați. The vessel which will be launched is of the Stern Patrol series, of which already many vessels are in use at worldwide coast guards, navies and rescue organizations. They will be equipped according to the highest standards possible with extensive firefighting and life-saving capabilities. These vessels are meticulously designed and equipped to navigate the unique challenges of our sea, withstand harsh weather conditions and reach those in need swiftly and effectively. Nu în ultimul rând, ministrul afacerilor interne, Cătălin Predoiu, a ținut să salute demersurile predecesorilor săi, care, indiferent de guvernul din care au făcut parte, au sprijinit acest proiect atât de necesar pentru siguranța vieții pe mare. El a precizat că și cea de-a doua navă destinată IGSU va fi în curând lansată la apă. Cea de-a doua navă va fi lansată la apă în următoarele 2-3 săptămâni. Am văzut-o, de altfel am trecut pe lângă ea, aproape gata, e la fel de frumoasă și de capabilă din punct de vedere tehnic. E un proiect mai elaborat în ceea ce privește cea de-a doua navă, costă 25 de milioane de euro, are capacitatea în plus de a acorda asistență medicală de urgență pe puntea navei, în capacitățile navei de primire a numai puțin de 50 de refugiați. Așa cum este tradiția, nava lansată la apă a avut și o nașă, angajată chiar în structurile IGSU, care i-a urat vânt din pupa și succes în viitoarele misiuni. Urările au fost de bun augur, dovadă că sticla de șampanie s-a spart din prima încercare de coca navei, botezată militărește MAI-0102. Lansarea la apă a navei s-a făcut cu ajutorul unei macarale uriașe, în aplauzele asistenței și în salutul sirenelor navelor ce asigurau asistența tehnică. În perioada următoare, navaliștii vor finaliza echiparea navei IGSU, astfel încât aceasta să fie gata de livrare până la sfârșitul acestui an. La fel vor sta lucrurile și în cazul navei soră, ce urmează să fie lansată la apă nu peste mult timp.